lista lui DJ Andy de astăzi e foarte tare. Este o listă despre niște lucruri care nu se învață la școală, maestre. Da, avem regula numărul 1: viața nu e dreaptă, obișnuiește-te cu ideea. Da, regula numărul 2: lumii, mare atenție, lumii prea puțin îi pasă de stima ta de sine. Lumea se așteaptă să realizezi ceva înainte, mare atenție, de a fi mulțumit de tine însuți. Nu vei câștiga 6.000 pe an de îndată ce părăsești băncile școlii. Nu vei fi vicepreședintele vreunei companii cu telefonul mașină decât atunci când vei fi muncit pentru aceasta. Băgați la cap că e foarte important. Regula numărul 4: dacă crezi că profesorul tău este sever și vă spunem din propria experiență, stați să vedeți când o să aveți un șef. A lucra într-un fast food nu este ceva sub demnitatea ta. Bunicii tăi aveau o altă denumire pentru asta, o numeau șansă. Corect. Și regula numărul 6, mai ușor cu pretențiile și cu revoluțiile interioare, pentru că dacă o dai în bară, nu este vina părinților tăi. Așa că nu te mai smiorcăi în legătură cu greșelile tale, ci învață din ele. Înainte de a te fi născut tu, părinții tăi nu erau atât de politicoși ca acum. Au ajuns așa din cauza că trebuiau să-ți plătească cheltuielile, să spele hainele și să te asculte pe tine spunându-le cât de grozav te crezi. Corect, așa că înainte de a te porni să salvezi jungla de paraziții generației părinților tăi, încearcă puțin să-ți despăduchezi propriul dulap. E foarte important asta. Regula numărul 8: poate că școala ta a scăpat de învingători și învinși, însă viața, viața nici de cum. În unele școli mai nou s-au abolit corigențele și elevul poate încerca de câte ori vrea să dea răspunsul corect la o întrebare, lucru care mi se pare tare. Asta însă nu se aseamănă deloc cu nimic cu viața reală, în care de multe ori ai șansa la un singur răspuns. Viața nu se împarte în semestre. Nu ai verile libere și pe foarte puțini angajatori interesează să te ajute să te regăsești. Faci asta în timpul liber. Foarte importantă și regula numărul 10: ce vezi la televizor nu este viață reală. În viața reală, oamenii chiar trebuie să mai plece de prin cafenele și de prin studiourile de TV și să meargă la serviciu să muncească, pentru că vorba aceea, să mănâncă și gura noastră ceva. Și ultima regulă din lista lui Andy, care mi se pare cea mai genială și mai adevărată și mai posibilă dintre toate: fiți amabili cu tocilarii. Există șansa ca în viitor să lucrați pentru vreunul dintre ei. Corect. Tovarășul Andy DJ are treptate! Aplauze! Ceaușescu pace! Ceaușescu pace! DJ Andy tace! Mai mult decât atât, dragi tovarăși, este posibil ca într-o zi să vă conducă un cizmar! Aplauze! 9 și 38 de minute, lista completă a lui DJ Andy o găsiți pe radio21.ro imediat după ora 10. Auzi, dar în școală există tablou cu Băsescu? Doamne, nu mai dai idei! Nu mai dai idei!